controalele la granițe se înăspresc din 7 aprilie. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră. De atunci intră în vigoare regulamentul de modificare a codului frontierelor Schengen, adoptat de Parlamentul European și Consiliul Europei. Astfel vor fi verificate documentele de călătorie și vor fi consultate bazele de date relevante cu privire la toate persoanele, inclusiv cele care beneficiază de dreptul la liberă circulație în temeiul dreptului UE, atât pe sensul de intrare cât și pe cel de ieșire din țară, mai arată Poliția de Frontieră. Oamenii legea adaugă că bazele de date în care se vor efectua verificări, inclus sistemul de informații Schengen, bază de date a Interpolului privind documentele de călătorie furate și pierdute, precum și bazele de date naționale. Poliția de frontieră avertizează că, având în vedere apropierea Paștelui și a sezonului estival, se prefigurează creșterea timpilor de așteptare pentru efectuarea formalităților în punctele de frontieră rutiere. Comparativ cu anii trecuți, traficul de pasageri a crescut la fel ca și cel al mijloacelor de transport. Poliția de frontieră avertizează că, având în vedere apropierea Paștelui și a sezonului estival, se prefigurează creșterea timpilor de așteptare pentru efectuarea formalităților în punctele de frontieră rutieră. Comparativ cu anii trecuți, traficul de pasageri a crescut, la fel și cel al mijloacelor de transport.